Iubicii mei, îmi cer iertare că o să vă ridic din nou în picioare. Vreau să dăm respect cuvântului din Fapte 9, de la versetul 8. Citesc despre întoarcerea lui Saul, cel pe care noi îl cunoaștem ca și Apostolul Pavel la Dumnezeu. Fapte 9, de la versetul 8. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania și Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Versetul 17. Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a scolat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată, a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Cu multă prețuire vă invit să ocupați locurile și dați în voie să spun pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, viața pe care noi o avem este un eveniment unic. Într-o zi băiatul meu a scăpat la tabletă și, deși nu, nu le dau voie cu jocuri cu împușcături, nu știu cum au reușit să-și instaleze un joc cu împușcături și eu n-am știut de lucrul ăsta. Și zic, Lucas, hai până la tata. Și Lucas a zis, după ce mor, vin. După ce mor, vin. Și am zis, cum? Și apoi m-am dat seama că și au instalat un joc și el se referea că după ce îl împușcă unul și termină tura, atunci o să vină. Iubiții mei, în jocuri, în, în mediul online, pe calculator, avem mai multe vieți. Din punct de vedere spiritual, Biblia spune în evrei, omului este rânduit să moară o singură dată. Iar după ce mori, Biblia spune că vine judecată. Acum imaginați-vă, sunt lucruri în viața asta care le putem face de multe ori. Ai căzut la BAC, e o tragedie, e un lucru greu, dar poți să mai dai o dată. Ai căzut la școala de șoferi, e... E trist lucrul ăsta, poți să o mai dai o dată. Dar imaginați-vă că viața noastră, parcursul acesta spre veșnicie este unic. Și nu mai avem nicio șansă după ce murim să mai repetăm această experiență. De aceea, iubiții mei, în momentul când noi ne naștem, intrăm în timp, materie și spațiu. Cele trei dimensiuni care nu pot să existe independent. Când murim, noi ieșim din timp, materie și spațiu. Și spunea cineva, când te naști, tu plângi și alții zâmbesc. trăiește viața în așa fel că atunci când mori, tu să zâmbești și alții să plângă. Doamne ajută-ne la asta. Am vrut să predic altceva fratele care a dat îndemnul mai înainte, mi-a schimbat tot mesajul, toată predica, a pronunțat un cuvânt, dacă ați fost atenți, calea cea dreaptă. Fratele n-a spus căile cele drepte. Iubiții mei, Biblia ne spune că din punct de vedere spiritual spre iad sunt mai multe drumuri, sunt mai multe căi. Și Biblia spune că multe căi se par omului bune. 4300 de religii, doar creștinismul are 30 și ceva de mii de ramuri. Multe căi. Și fiecare își formează o imagine în mintea lui, un Dumnezeu de care îi convine. Și într-un fel sau un altul urmează pe acel Dumnezeu. Însă Biblia spune, iubiții mei, că spre cer este o singură cale, Isus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și... și viața. În această seară vreau câteva minute să ne ocupăm de această întrebare. Ce fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, pe calea cea dreaptă? Pentru că îi spune Dumnezeu în fapte nouă lui Anania cu versetul 11 Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Pentecostală. Ne-ar fi plăcut nouă să ne punem brand în Biblie, dar nu am putut. Sau ortodoxă, sau catolică, sau mai știu eu ce. Iubiții mei, Dumnezeu nu ne va împărți în 4300 de grupuri la final, ne va împărți doar în două. Noi aici, ca și formă de organizare, ne organizăm în diferite moduri. Însă în seara asta eu nu vreau să vă chem la pentecostali sau la catolici, sau la adventici, sau la ortodoxi. Eu vreau să vă chem în seara asta la Scriptură, la Isus Hristos. Și vreau să ne uităm împreună ce fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. În primul rând, unul, fapte nouă cu versetul 11, vei găsi în casa lui Iuda pe unul zisaul, un om din Tars. Fapte nouă cu 11. Dacă poți să loc să afișez, vreau ca toți să vadă exact cum scrie, să nu creadă că eu inventez ceva. Căci iată el, are un BMW parcat în fața casei, are travertine în curte. Vedeți, noi când trimitem pe cineva în București, încercăm să descriem un pic locația respectivă, să ne legăm de ceva material, de ceva vizibil. Iubiții mei, în primul rând, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă sunt oamenii care se roagă. Sunt oamenii care se roagă. Și m-am bucurat să văd că sunteți o biserică care a făcut vreo 4-5 rugăciuni. Dumnezeu nu rămâne indiferent față de un om care se roagă. Noi am fi spus, vezi că s-au are 1,75, vezi că e îmbrăcat sport sau casual. Am fi dat o altă descriere. Dumnezeu însă a spus, vezi că omul acesta se roagă. Astăzi nu o să vă întreb ce religie aveți, o să vă întreb, obișnuiți să vă rugați? A fi într-o religie nu-i mare brânză, iertați-mi expresia, nu-i mare lucru. A fi într-o relație înseamnă comunicare. Comunicare cel mai important lucru dintr-o căsătorie nu sunt bani, nu este, nu e casa, ci comunicarea. Dacă eu spun la soția mea, uite, îți dau o mie de euro, dar până la, până la Crăciun nu mai vorbesc cu tine. O să zic că dăm pâine cu un soare și să vorbim în fiecare zi. De ce? Că oamenii care trăiesc împreună comunică. Iubiții mei, cum stăm cu rugăciunea? E adevărat, există o rugăciune care o facem aici cu biserica, însă Biblia spune, intră în băița ta, în cuie ușa, după tine și roagă-te tatălui tău care este în cerul și tatăl tău care este în cerul îți va răsplăti. A fi într-o relație cu Dumnezeu înseamnă a te ruga lui Dumnezeu. E adevărat că uneori ne rugăm cum s-a rugat Ana, 1 Samuel 1 cu 13, nu putea să aibă copii, și a mers la biserică și s-a rugat și spune Biblia, vorbea în inima ei și nu mai buzele și le mișca. Nu putea să urle în gura mare, nu poți să am copii, nu poți să am copii. Și uneori ne rugăm așa, avem probleme intime și ne rugăm în șoaptă și plângem în inimile noastre. Spunea Ravenhill, secretul rugăciunii este rugăciunea în secret. Alteori ne rugăm ca Iisus Hristos, auziți, evrei 5 cu 7 că m-a spus cineva, mă, mie îmi place la voi la Pentecostal, dar nu știu ce urlați ca bezmetice, zice. Noi nu urlăm ca bezmetici, strigăm ca și Iisus Hristos. Evrei 5 cu 7. El este acela, afișez, te rog, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu... Uitați, strigă-te și cu lacrimi. Și acum pentru colegii mei, pentru costal, când strigați, aveți și lacrimi. Dacă nu aveți lacrimi, nu strigați. Am văzut destui care ură, dar n-au lacrimi. Știți? Uitați, cu strigăte mari și cu lacrimi. Unii ori, iubiții mei, suntem în așa situații dificile, în așa situații grele, încât nu ne mai interesează ce spune unul sau altul. Și atunci, din, din, din nostru, vine rugăciunea aceea cu lacrimi, cu strigăte mari. Și vreau să vă dau o veste bună. Nu pot să mișc pe Dumnezeu din cer cu nimic mai puternic decât cu lacrimi, cu rugăciune și cu smerenie. Spune Biblia: Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile. Acum, știți ce veți spune toți din sală. Domnul pastor, eu mă rog. Uh, am o întrebare. Când te rogi? Că și hoțul, când merg la furat, spune: Doamne, fă să nu mă prindă. Deci și hoții se roagă. Iertați-mă, și oamenii imorali se roagă. Doamne, fă să nu intre soția pe telefon să vadă că vorbesc cu alta. Nu de rugăciunile aște vorbesc. Nu vorbesc de rugăciunile unor oameni care trăiesc așa cum vrea diavolul și din când în când apelează la Dumnezeu ca și la un polițist ca să meargă înainte să deschidă circulația. Nu, nu, nu. Mă refer la omul acela nu care să roagă doar când are bacalaureatul sau când are divorțul. Doamne, fă să încadă -mi mie fata și să ia el băiatul. Nu la rugăciunile astea mă refer. Nu. Mă refer la omul acela care își vede neputința, nimic, nici Își vede limitele și se pune pe genom și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. O rugăciune extraordinară. O rugăciune în care îți vezi starea ta și vezi nevoia pe care doar Dumnezeu ți-o poate împlini. Iubiții mei, eram undeva la o seară de priveghere, murise o femeie în vârstă, probabil că undeva la 15 oameni maxim, dacă au fost, la final am plecat la o masă, familia a dat o masă pentru cei care veneau de la distanță și am pus mâna pe lingură să mănânc. Lângă mine era nepotul acelei surori care a murit și nepoata, soția lui, prin alianță. Și când am vrut să mănânc, am văzut că ei nu mănâncă și am pus, am pus înapoi lingura. Mi era jenă să mănânc și lângă mine ei să nu mănânce. Și am zis, de ce nu mâncați? Pentru că a murit bunica? Și au zis, nu pentru aia. Bun, de ce nu mâncați? Și atunci aia au zis, frate Cristi, eu sunt cadru medical, pe mine a căzut sarcina dificilă de a o schimba pe bunica al ieri când a murit. Întotdeauna bunica a purtat o fustă, fuste lungi, rochii lungi. Niciodată nu i-am văzut genunchi. Însă alalt ieri când i-am dat ciorapii și am pregătit-o pentru ultimul drum. Am rămas șocată, spunea fata asta, să găsesc doi genunchi bătătoriți, doi genunchi ca de cămilă, doi genunchi tăbăciți. Și m-am uitat, frate Cristi, la genunchi ăia și atunci am înțeles de ce avem copii sănătoși, de ce eu cu soțul avem loc de muncă, mașină, casă, multe binecuvântări. Frate Cristi, nu putem să mâncăm, nu avem poftă că peste genunchii bunicii mâine se va arunca pământ. Și avem nevoie să mai stea cineva pentru noi între cer și pământ și să se roage pentru noi. Și din păcate am pierdut cel mai puternic mijlocitor. M-am uitat la ei, am apreciat gestul bunicii și am zis, mâncați liniștiți, că am o veste bună să vă dau. Pământul poate acoperi doar cei ca și El, pământul. Niciodată pământul nu poate acoperi cei spiritual. Nu există pământ și nu există gropare în lumea asta care să acopere rugăciunile. Da, e adevărat, mă doare, bunica voastră a murit, dar vreau să vă spun că rugăciunile ei sunt înainte lui Dumnezeu. Și voi veți continua să mergeți în viața asta și vă veți bucura de, o sămi, de un rod al unei sămințe pe care bunica voastră a pus-o. iubiți mei, dați-mi voi să fiu mai direct astăzi. Sunteți nu puține aici, care ați avut pe cineva care s-a rugat pentru voi. Un vecin, o bunică, o mamă, un tată. Și din cauza rugăciunilor lor, Dumnezeu pentru voi o rânduit o vreme de cercetare. Dar vreau să vă spun, nu rămâneți doar la rugăciunea bunicii. Nu rămâneți doar la rugăciunea bunicului sau a vecinului sau a prietenului care vă invitat. Pentru că spunea o cântare, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Le-am spus celor doi la masă, urmează ca voi să preluați tafeta și acum voi să mergeți mai departe. Și copiii voștri să se bucure de rugăciunile voastre și copiii crescând cu voi și crescând într-un cerc de rugăciune, într-un cadru al rugăciunii, să preia și ei ștafeta într-o zi și să meargă mai departe. Iubiții mei, nu o să putem fără rugăciune. Prima calitate a oamenilor care locuiesc pe ulița dreaptă, care spun că merg spre cer, este exact lucrul acesta. Din când în când, împreună mâinile în îngenunchează și spun, Doamne, avem nevoie de Tine avem nevoie de ajutorul Tău, avem nevoie de protecția Ta la fiecare pas. Doamne, ajută-ne să facem locul acesta. 2. în al doilea rând, iubiții mei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă sunt oameni care au fost vindecați de orbirea, nu fizică, ci spirituală. Poți te rog să pui din nou fapte nouă cu opt. Fapte nouă cu opt. Sau s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, spune Biblia, nu vedea nimic. Și de ce am venit din Deva până în București? Pentru că în seara asta aici sunt oameni care au ochii deschiși și totuși nu văd. Dați-mi voi să vă explic, iubiții mei. Lumea în care trăim este cuprinsă de o orbire spirituală. Oamenii care trăiesc în păcat, pregătește-te, rog, așa, 1 Ioan 2 cu 11, 1 Ioan 2 cu 11. Oamenii care trăiesc în păcat, Biblia spune că păcatul e întunericul. Și oamenii care trăiesc în întuneric, ei trăiesc într-o orbire continuă spirituală. Auziți, 1 Ioan 2 cu 11. Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că Întunericul i-a orbit Ok, din punct de vedere fizic Nu se poate ca întunericul să mă orbească Fizic Spiritual Păcatele în care oamenii trăiesc Au așa de mare impact Din punct de vedere duhovnicesc Încât ți se pare că drogurile sunt ok Concubinajul e ok, pornografia I don't care about ce spun alții Nu mă interesează de ce spun alții Și atunci eu trăiesc și fac ceea ce vreau eu. Și Biblia îmi spune, vezi că trăiești în orbire spirituală. Eu personal am pățit cu unii oameni care trăiesc în orbire spirituală și care mi-au spus așa, domnul pastor, ați -a văzut ce-a făcut aia de la patru, au făcut avort. Dar pe ăla l văzut ce-a făcut. Dar zic, tu cum ești? E ospitalul Dumnezeu, zice. Eu sunt bine. Hai să vă spun ceva șocant în seara asta. Oamenii care vor ajunge în iaț, sunt oameni care toată viața au spus eu sunt un om bun, sunt un om ok. Și prin asta spun, n-am nevoie de Dumnezeu. Oamenii care vor ajunge în cer sunt oamenii care spun, eu sunt un om rău, dar am un Dumnezeu bun care m-a iertat, mi-a dat o viață nouă și acum trăiesc cu speranța întâlnirii cu El. Să stați departe de oamenii care spun, eu sunt un om bun, eu nu-mi bat asta cum o la el, eu mă înjur, atâta. Deci nu-s și eu, la. eu sunt un om bun, zice. Eu n-am furat 100.000 de euro, am furat numai 10.000, ce? Eu sunt foarte bun. O zis Pavel, după ce s-o pocăit din toți păcătoși și cel mai mare sunt eu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, te vezi mai, a ascultat, te vezi mai păcătos. Iubiți mei, pune într-o roman 2 cu 4, roman 2 cu 4, avea să spună Pavel, după vreo 13 ani de la convertire, un adevăr extraordinar de mare. Și spunea Pavel aici, Disprețuiești tu bogățiile, auziți în ce bogat Dumnezeu, bunătate, îngăduință și răbdare. mi zice cineva, Domnul zice, o să vezi că Dumnezeu nu există, că îl blastăm și nu mă trăznește. Că dacă ar exista, când îl blastăm, m-ar trăzni. Zic, hai să spun de ce nu te trăznește, că e bogat în bunătate, îngăduință. Fac toate urât cuvânt din dicționarul limbii române este... Unii dintre voi în seara asta veți merge acasă și binevoitorii, vecini, neamuri, verișori, prați, prieteni, o să vă zică unde ai, ai fost la pocăiți? Sectarule, nenorocitule. În Biblia Ortodoxă și la fel ca și în traducerea Cornilescu, există cuvântul pocăință. Pocăința nu e o sectă, pocăința este o stare când îți vor zice că ai fost la pocăit, să le spui, nu doar că am fost, mă și pocăiesc. Îți garantez că nu te mai deranjează în grabă. Iubiții mei, ce înseamnă pocăință? Înseamnă că mi se deschid ochii inimii, văd mocir la păcatul în care trăiesc și îmi dau seamnă că, seama că dacă continui așa, va trebui să plătesc pentru păcatele mele în iad. Pentru că păcatele nu se iartă, păcătoșii se iartă, păcatele se plătesc. Și pentru noi a venit Iisus Hristos și a plătit păcatele. Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Eu personal am căzut ani de zile că cea mai importantă orbire e orbirea fizică. Dar nu e adevărat. Orbirea spirituală e mai grea, e mai groaznică. Avem o soră în biserica noastră, e o are o fată și un soț care o ajută la ceea ce e nevoie și într-o zi soțul ei îmi spune Frate Cristi, te simți jignit dacă soția mea... Uite, au pregătit două cutii cu teiței pentru soția dumitale. Că au auzit că aveți șapte copii și s-o gândi că soția nu are timp să stea să facă teiței ore întregi într-o zi. Eu n-am știut cu orbi pot să facă teiței, vă spun sincer. Dar în ziua aia am luat două cutii cu teiței și am plecat plângând la mașină nu pentru că n-am bani să-mi iau teiței, că am bani să-mi cumpăr un tir de teiței. Dar Dumnezeu mi-a dat o lecție și mi-a vorbit așa, nu orbii fizici au cele mai mari probleme, ci orbii spirituale. Când îți duci mama la azil, nu e așa că ai o problemă cu orbirea. Cu o mamă poate crește 10 prunci și 10 prunci nu pot crește o mamă. Ați văzut imaginea aia când stă mama și 10 pe lângă ea trag de rochie de mâna ei, când îți mici și când îți, mari, o împing. Ia o tu, zice că eu sunt în Franța, n-am timp de ea, zice. Ia o tu, zice. Ai tu grijă de ea. Iubiții mei, când îmi înșel soția, care îmi face de mâncare, care îmi calcă, la care i-am jurat în fața altarului că până mor o să fiu cu ea, spuneți-mi mie, îs orb sau nu-s orb? Îs nebun de legat și și orb de legat. Să știți. S-a sinucis și recent. Și tot satul, o, 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 o fată de 15 ani, o căzut sub o povară și nu a mai rezistat. Am vrut să le zic la câțiva care arunca cu noroi, când fumezi te sinucizi în fiecare zi. Când bei te sinucizi, numai că o faci mai lent. Când îți înșel soția, te îți sinucizi legământul căsătoriei tale. Așa că hai să nu mai aruncăm cu pietre. Nu-s de acord cu omul care se sinucide. Dar hai să nu judecăm, să ne uităm de sus la alții când s-ar putea noi să facem aceleași lucruri numai care le facem lent. În această seară spun, Doamne, vindecă-ne de orbirea spirituală. Amin? Spunea cineva, cine își vede păcatele, e mai câștigat decât dacă vede îngeri. 3. Ce mai fac fapte 9 cu 18? Ce mai fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă? Unu se roagă, doi sunt vindecați de orbirea spirituală, trei ce mai fac fapte 9 cu 18? Spune aici chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sos, exact ce am vorbit, a fost vindecat Pavel de orbire spirituală, lucru care s-a întâmplat și printr-un semn fizic și el și-a căpătat iarăși vederea. Care a fost problema lui Pavel? o crezut că ăia pe care îi prigonește îs dușmanii lui. Ăia erau pruncii lui Isus, erau copiii lui Isus. Și dintr-o dată a început să vadă bine. Bă, zice, eu bag la închisoare pe aia care mărg în rai. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, iubiții mei, au un botez la maturitate. La maturitate. Pavel s-a botezat la maturitate, Iisus s-a botezat la maturitate, Petru s-a botezat la maturitate, Corneliu s-a botezat la maturitate. De ce? Punem te rog, fapte 2 cu 38. Fapte 2 cu 38. Și atenție la ordinea care am spus-o. Rugăciune, vindecat de orbirea spirituală și botez. Haideți să citim împreună acest verset. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Atenție! Nu spune Petru, botezați-vă și pocăiți-vă dacă aveți chef. Iubiții mei, vreau în seara asta să înțelegem ce înseamnă botezul. Botezul este un simbol al faptului că am murit împreună cu Isus Hristos, și am înviat la o viață nouă. Dar atenție, formula apei este H2O. H2O te poate spăla de funingine, dar nu te poate spăla de invidie. De aceea e foarte important înainte să te botezi, atenție, să ai un moment în care să-ți recunoști păcatele, să-ți ceri iertare pentru ele și să părăsești păcatele. Amin? Și apoi, după ce am făcut lucrul ăsta în privat, vin în fața unei congregațiuni, în fața unei biserici, în fața unui oraș și spun așa, până acum Cristi Boariu a mințit. Intră în apa ca un simbol, ca un gest, că de azi va spune doar adevărul. Până acum Cristi Boariu da kilometri înapoi de la mașină înainte să o vândă pe OLX. N-am făcut asta, nu cumva să mai puneți acum pe YouTube că am făcut asta, da? Am dat un exemplu de la mulți care fac asta. De acum înainte și dacă pierd 2000 de euro la mașină, nu mai fac prostia asta, că se numește înșelăciune. Și dacă nu mă prinde poliția, oricum mă prinde Dumnezeu la judecată. Și de ce mulți oameni nu se pocăiesc? Și de ce? Pentru că simbolul acesta al botezului transmite un mesaj. Nu mai fac ce vreau eu, fac ce vrea Isus. Și avea să spune Apostolul Pavel mai târziu. Nu mai trăiesc eu, ce? Ci... Hristos trăiește în mine. Am o întrebare. Hristos în jură? Și atunci de ce oamenii în Că nu trăiește Hristos în ei. Iubiții mei, vă rog în numele Domnului în seara asta, nu mai evaluați oamenii după religie, evaluați după viața care trăiesc. Iisus Hristos se uită la pornografie. Păi nu se uită. Și dacă eu mă uit la pornografie, înseamnă că Iisus nu locuiește în mine. Înseamnă că n-am avut un moment autentic, o zi în calendar pe care pot să pun mâna a întâlnirii cu el în care am murit față de trecutul meu, față de voința mea, de vocabularul meu, de gândirea mea. M-am pocăit și am fost scos la o viață nouă. Bun, dar o să spui, boariule, că de astăzi nu o să mai păcătuiești deloc? Nu spun asta. Unul Ioan, unul cu nouă, te rog frumos. Spun că de astăzi păcatul poate fi o greșeală, dar nu mai este un mod de viață. Adică, dacă mă duc pe trotuar și mă stropește mașina, e diferență decât dacă mă duc pe șanț și îmi place gunoiul. Unul, 1 unu cu nouă. Dacă mai cădem, dacă mai păcătuim, dacă mai greșim, dar ne mărturisim păcatul, el este? Cred și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ai avut un botez la vârsta maturității? Și mai spun ceva, nu vă grăbiți la botez până ce mai întâi n-ați avut pocăință. De ce? Că dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. Atât. Așa se explică de ce unii au făcut botezul pentru număr, pentru cantitate și îmi spunea o doamnă, nu vă spun unde în România. Când am ajuns să trăiesc cu el în casă după căsătorie, mi-am dat seama că mi-am luat un diavol cu mine. Nu un rob al Dumnezeu. Știți, eu pe Alin pot să-l înșel. Nu, nu, fac asta, dar aș putea, pentru că ne întâlnim poate o dată pe an. Pe soția mea n-am cum. Că trăiesc în fiecare zi cu ea. Dacă Alin spune că Cristi i e pocăit și soția mea nu spune asta, să știți că nu ți pocăit. Iubiții mei, ascultați-mă, există polițiști în civil, dar nu există creștini în civil. Pocăiți în civil, sub acoperire. N-ai cum să spui, băi, eu m-am pocăit, dar nu se vede. Nu, se vede dacă te pocăiești. Se vede. Doamne, fă să se vadă. Amin? Patru. Hai să mergem mai, mai departe. Patru și cinci am încheiat. Că de-abia așteptați să plecați în București. Eu tot mă gândesc la București. Ce potențial aveți aici. Milioane de București în care pot să fie schimbați. Știți cum? Prin voi. Prin voi. O să spuneți, frate dar tu știi ce întuneric e aici? Hai să spun ceva. Cea mai slabă lumânare nu poate fi stinsă de cel mai puternic întuneric. O zis Domnul Iisus, eu sunt lumina lumii, dar apoi au zis, când vă pocăiți și voi sunteți lumina lumii. Ce se mai întâmplă după botez? Pune, te rog, fapte 9 cu 19. Fapte 9 cu 19. Mai am nevoie de ceva. Mi-a scris un băiat pe Instagram, pastore, acum când m-a stăbătut la cap, am făcut și eu botezul. M-am pocăit și am făcut botezul. Și no, acum am terminat și eu. Zic, bă, numai acum ai început, zic, mă. N-ai terminat nimic. Ai terminat când mori, atunci termini. Cum zice, că acum au terminat. Auziți, după ce am mâncat, a prins iarăși putere. Există, iubiții mei, o putere fizică. Eu, ca să stau acum în picioare înaintea voastră, trebuia să fi mâncat. Cel puțin ieri, dacă nu și astăzi. Dacă eu nu mâncam de 10 zile, nu puteam să stau în fața voastră în seara asta. Există o putere fizică. Există o putere. Hai să mai spun ceva despre puterea fizică. Că am văzut băieți care pot să ridice 90 de kg la sală, dar mă acasă, nu pot să ridice. L Ați văzut oameni? am văzut. am văzut. Și soția cu patru prunci să chine să le facă pătăte. Și el, telefonul, toată ziua. Da? Există, o, am încheiat paranteza, există o putere fizică, există o putere militară. Ce se întâmplă în Ucraina, în Israel, e putere militară. Există o putere emoțională. Și vai de oamenii care folosesc emoția, dragostea, ca să abuzeze. Vai de oamenii aceia. Dragostea e cea mai puternică forță din -un univers. Dacă o folosești într-un sens bun, E extraordinar, ca și focul. Poți să faci cu foc sarmale sau cu foc poți să dai foc la casă. Atenție cum folosim fiecare putere, da? Există, iubiții mei, o putere a poziției sociale. Cineva lucră la primărie la București, tu bază 20 de ani, nu se deschide. El lucră, de un telefon și o rezolvă situația. Există o putere așa a funcției sociale. Dar vreau să vă spun astăzi cu multă seriozitate. Există o putere spirituală. Mi s-au spus despre oameni care au fost în droguri. Altul a fost prins de altceva, altul a fost prins de jocuri de noroc. Iubiți mei, să nu cumva să credeți că diavolul în ziua când m-am pocăit și m-am botezat spune, bă, l-am pierdut pe ăsta. Haide. Nu, nu, nu. Pavel spune, mai punem 10 demoni pe urma lui ăsta. De ce? Acum, fac o paranteză. După ce vă pocăiți, mulți o să vă bat jocorească. Și o să vă explic de ce. Duhul Sfânt din voi deranjează demonii din ei pentru aia. Pentru aia. Și dacă eu provoc deranj că trăiesc în pocăință, chiar vreau să-i deranjez pe toți. Și dacă se trezesc câțiva până deranjul ăsta, slăviți să fie Domnul. Înțelegeți? Dar vreau astăzi să fiți foarte atenți. nu e suficient că m-am pocăit, că m-am botezat. Copilul meu s-a născut în lună cu șapte săptămâni. Amias. Dar el, când s-a născut, e ca și cum un om s-a pocăit. Că spune bine dacă trebuie să ne naștem din nou. Da? Convertirea e nașterea din nou. Păi, băiatul meu, oameni de șapte săptămâni, are nevoie să mănânce de 3, 4, 5 ori pe zi. De aceea vreau astăzi să venim. Cum are putere creștinul? Sau vă credeți că fratele aline a făcut în seara asta biserică că nu avea ce face acasă? Creștinul are putere, iubiții mei, din mai multe surse și ia puterea. Și una dintre sursele astea este părtășia noastră. Messi nu face antrenament cu oia care mâncă semințe. Messi face antrenament cu oia care joacă fotbal. Adică el are nevoie de un cadru în care să se dezvolte și pentru meciul de duminică merge la antrenament o săptămână întreagă. Păi noi îi mai întreabă unii, bă, dar ce faceți programe joia? Că avem meciuri în fiecare zi pentru aia. Numai că meciul nostru se dă pe stadionul lumii. Și trebuie să câștigăm în lupta cu diavolul. Înțelegeți? O altă sursă de putere care e? Domnului. Vin la masa Domnului. Împărtășania. E o sursă de putere. De cât timp n-ai luat cină? Tu știi. O altă sursă de putere este, uitați, cuvântul lui Dumnezeu. Un bogat din Luca 12, când a văzut cât greu avea, cât porumb avea, cât o văz avea, o zis, mănâncă suflete și bea. O că mănâncă sufletul sarmale și bea acolo. Zero. Iubiții mei, Trupul nostru poate să mănânce sarmale, dar sufletul meu are nevoie de ceva spiritual. Ascultați-mă, eu am nevoie să mănânc din Biblie în fiecare zi. Spune Iisus Hristos, eu sunt pâinea, pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Dacă, ascultă-mă, să nu cumva să crezi că dacă te-ai pocăit, diavolul te lasă în pace. După ce te-ai pocăit, diavolul are o altă strategie. Să nu mai ai timp de biserică, de cuvânt, de rugăciune, de post, de toate lucrurile care îți dau putere. O să cineva, așa mă binecuvântat, Domnul zice că n-am mai fost de un an la biserică, așa loc de muncă binecuvântat am. Zic, mai vezi că ești blestă, mai nu ești binecuvântat. Nu ești binecuvântat. Atenție mare, să nu confundăm. Și după 3, 4, 5 luni nu mai vin la biserică, nu mai citesc Biblia și când trebuie să dau clic și să zic, nu, no, nu mai am putere să fac asta. Și când trebuie să spun colegii de la servici, până aici, de aici încoace e soția mea care intră în lucrurile astea private. N-am putere să fac asta. De ce? Că n-am mâncat de două luni de zile. N-am citit cuvântul lui Dumnezeu de nu știu cât timp. Iubiții mei, o altă sursă de putere este Duhul Sfânt. Fapte 9 cu 17. M-a trimis dom Domnul zi ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În momentul când vine botezul cu Duhul Sfânt, potrivit Scripturii, vine și vorbirea în alte limbi și noi ne zidim. Dar nu ne mândrim cu asta. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt ca să rodim. Rodim. Dragostea, bucuria, pacea. Știți cât de mult o să iubesc pe dușmanii mei? Cât, cât Duhul Sfânt am în mine? Știți cât, cât... am văzut în București, în trafic? Aș, totdeauna când vine în București, îl lau pe Domnul că nu locuiesc aici. Și totdeauna. Să te ferească, domnul, în traficul din București, o, o, o secundă să nu fie atent când s-o făcu verde. O secundă. Da? Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea putere, că nu e ușor. Nu e ușor. Aveți nevoie de multă putere. Da? Iubiții mei, e suficient? Doi, trei în trafic să străce ziua. Dar tu, care ai Duhul Sfânt în tine și care ai putere, când El te face coș și cu, oșie, cu și dă geamul jos și spune câteva, ceva, tu spui, Domnul, să te binecuvinteze. Mă zis unul recent pe Facebook. Nemernicule. Nemernicule! Și eu am răspuns, om lui Dumnezeu. Dumnezeu! What? Cum? Păi fiecare vorbim după cum suntem. Nu? De exemplu, dacă eu aș fi hoț, am impresia că în seara asta toți vreți să-mi luați banii. Că hoțul bănuiește că toți sunt ca el. Un mincinos toată viața bănuiește că e mințit. Și un om sincer suferă cel mai mult care are impresia că toți sunt sinceri. Și când descoperi că nu a fost sincer cu tine, ai nevoie de putere ca să continui să fii sincer cu el. Că dacă el e mincinos și eu pentru că m-am enervat pe el devin și eu un mincinos, am pierdut meciul. Am pierdut. Iubiții mei, vreau să vă spun tuturor celor care sunteți poate pentru prima dată aici, calea spre cer nu e ușoară la fel cum spre Everest nu e ușor. Dacă se merge pe Everest cu elicopterul, nu se pune. Ascultați-mă, prin cei care ne bârfesc, care nu ne suportă, care ne urăsc, care ne bajocoresc, Dumnezeu modelează caracterul nostru. De ce? Că dacă toți m-ar iubi și m-ar aplauda, mi s-ar la cap. Așa, ăla care nu mă suportă, mă face să stau pe genunchi și mă rog pentru el. Și în timp ce mă rog pentru el, se întâmplă ceva în caracterul meu. Devin mai iubitor. Devin mai blând. Când scot 10 lei și pun la o colectă sau 100 de lei, credeți că Universul se blochează dacă nu pun la colectă? Nu. Dar dacă fac 40 de ani gestul ăsta, devin mai legat de cer și mai dezlegat de pământ. Și când plec de aici, nu plec de acasă, plec acasă. După ce Dumnezeu îngăduie să ne pocăim și alegem să ne pocăim și ne botezăm. Prin puterea pe care El ne-o dă, El ne dă acest ajutor de a depăși orice obstacol și de a ajunge pe muntele Sionului, de a ajunge în Cananul cel nou, de a ajunge în cer. Amen? Și o să fie boli, o să fie necazuri, o să fie probleme. În 2013 m-am mutat din Arad la Teva, dintr-o biserică de o de oameni la o biserică de 300. Am înțeles că împreună cu soția Dumnezeu ne cheamă să slujim acolo. Și când am ajuns acolo, am găsit o mamă a 10 copii. Sora Sanvina, o femeie deosebită, un vas de lucru a Domnului, o femeie prin care Dumnezeu vorbea cu da și În 2013, doctorii au spus, în urma unor analize, ai cancer la colon. Iubiții mei, imaginați-vă să trebuiască să pui 30 de porții de mâncare pe zi și tu să fii bolnavă de cancer. Să trebuiască să speli, să usuci, să trimiți copil la școală, să vii la biserică și tu să fii bolnavă de cancer. Eu zic Dumnezeu așa, zece vremuri urmează în care te voi trece prin multe necazuri, prin multe probleme, că necazul ne șlefuiește. Sportivi și pot poate mărturisi din cauza necazurilor de la antrenamente ajung să fie medaliați. Că dacă ar mânca semințe la antrenament, n-ar avea nicio medalie. Necazul ne formează. Flotările îl fac pe soldat mai, est, mai bun. Lucrurile astea ne formează, deși nu ne plac. Dar eu mai zic, Dumnezeu, ceva la sora Sanvina. Nu te iau acasă până nu o să-ți vezi toți copiii pocăiți și botezați. Meream din când în când și mă întâlneam cu sora Sanvina, veneam la biserică și meream în fața ei, dedeam mâna cu ea și spuneam, sora Sanvina, cum mai să închec? Și așteptam să zic că sunt vai și amar. Și dacă spunea asta nu ar fi exagerat. Mă spunea, frate Crist, eu nici nu contează ce, eu sunt bine, zice, Dar mă rog pentru copiii mei, mă rog. Vreau să-i văd pe toți că se pocăiesc, zice. Și rând pe rând, cât eu unul venea să boteza. În anul 2023, la începutul anului, doctorii au spus, era al zecelea an, Dumnezeu i-a spus zece vremi. Au zis, doctorii, ăsta e ultimul an pe care tu mai poți să-l duci. Anul ăsta o să pleci din, dintre pământeni nu mai avem ce să-ți facem. Au fost operate de colonie, i tăiat din colon și multe alte lucruri. Sora să vină în ultimul timp, venea numai la împărtășanie, numai la cină, urca cu greu scările. Și într-o zi de iarnă, ianuarie 2023, am ieșit în fața bisericii ca să-i dau mâna să vină pe scări încoace. Și am zis, era cu o botă în mână, era cu un baston. Și m-am gândit în mintea mea, n-are cum să zică că e bine acum, n-are cum să mai zică asta. Și am zis, sora, să am vină. Acum, când veniți tot mai greu, tot mai rar, cum sunteți? Și au zis, eu bine, de ce? mai am doi și pot să plec. Mai am doi din zece care încă nu au făcut botezul și apoi plec. Mă uitam la ea și tot timpul mă întrebam de unde are puterea asta, mă? C am văzut oameni cu durere de masă care numai blastă mă și înjure pe Dumnezeu. Și o femeie duce zece ani un cancer. Și nici măcar nu-i pasă de ea, ci pasă ca în urma ei să rămână o familie care să-L slujească pe Dumnezeu. În martie au venit Elisei și Emima la mine și au zis, face păstor, zice, să ne pui pe listă. Facem și noi botezul. Am făcut în martie până în iunie catehează. În iunie am auzit că sora să învine pe morfină. Asta am stat și m-am întrebat, oare o să mai prinde botezul? Oare să-i facă Dumnezeu bucuria asta? În ziua de botez, au intrat candidați îmbrăcați în alt pe culoar, sora sa învine, nu a putut să vină, însă cineva i-a pus acasă tableta, un telefon, ca să poată urmări programul. Am fost în apartamentul ei, știu cum arată, un apartament modest, simplu. Când au intrat Elisei și Emi în apa botezului, parcă undeva în mintea mea am văzut o imagine, o femeie uscată de boală, cu morfină, care era întoarsă de pe o parte pe alta tot la 5 minute, care au ridicat o mână sus într-un apartament din Deva și a zis, am câștigat, o să plec. O mai trăi, dacă nu greșesc, 3 săptămâni, am mers și am îngropat-o. Și am recunoscut toți care am fost prezenți acolo că eroi nu se nasc, eroi se formează. Iubiții mei, nimeni nu o să plece din lumea asta care umblă cu Dumnezeu fără să fie zdrobit. Și uneori Dumnezeu ne zdrobește prin cancer, alteori ne zdrobește printr-o fată care ne trântește ușa. și copilul nostru și nu ne ascultă. Și altor ne zdrobește printr-un șef care toată ziua ne bate la cap. Dar de fapt toate lucrurile astea și se întâmplă ție pentru că o zis Pavel către Galateni vreau să ia Iisus chip în voi. Și pe Iisus în Isaia 5.3, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Așa ar trebui să vedem pocăința, ca un proces. Și dacă ar fi să mă întrebați, prefer 80 de ani de zdrobire, de îngenunchiere, de scuipat, de bătăi, de ce vreți voi? Ca apoi urmează miliarde, 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 miliarde de ani numai de premii și de glorie. Sau poți să ai altă variantă. 80 de ani, faci ce vrei tu, îți bași joc de tot, trăiești cum vrei tu și apoi urmează miliarde, miliarde, miliarde și miliarde de ani în care plătești pentru ceea ce ai făcut. Tu alegi. Tu alegi. Dar am vrut să vă spun că Pavel și Saul, fostul Saul, au înțeles un lucru. Am nevoie de putere. Binecuvântați pe cei ce vă blastă mă. Păi trebuie putere. Nu trebuie să fii tare ca să blestem și tu. E slab ca și el dacă îl blezi înapoi. Dacă să faci ce nu face el, trebuie să fii tare. Și în ultimul rând auziți, fă pe nouă cu 20. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este fiul lui Dumnezeu. Nici măcar cu puterea nu se termină totul. Nici măcar cu puterea că puterea aia ni se dă pentru mai multe motive. Cel puțin trei. Unu, să rezist la bajocuri. Doi, să rezist la păcat. Trei, să slujească. Uitați ce a făcut Pavel. S-a rugat, a fost vindecat de orbirea spirituală prin pocăință, s-a botezat, a primit puterea Duhului Sfânt. Și ce-a făcut cu asta? O mers să slujească. Iubiții mei, cam așa arată fiecare biserica noastră. Oameni care fac, oameni care montează cabluri, oameni care mută scaune, oameni care fac semviciuri, salmale, oameni care slujesc. Nu toți sunteți chemați la microfonul ăsta și bucurați-vă că nu sunteți chemați, că noi, ăștia care predicăm, o să stăm peste program la judecată. Așa spune Biblia, nu o spun eu. Dar vreau să te rog astăzi în numele Domnului, dacă deja te-ai pocăit, te-ai botezat și ai primit putere, te rog în numele Domnului, gândește-te ce trebuie să slujești în biserică. Vreau să vă spun că în biserica lui Hristos nu există ajutor de șomaj. Nu există șomer pentru a nu există ajutor de șomaj. Fiecare avem de făcut ceva. Fiecare. Și Pavel o înțeles. Eu o la Evanghelie. Acuila și Priscila să chemați să primească oaspeți. E ușor, e ușor să primești oaspeți. Am primit a cu nevasta niște oaspeți la noi acasă. Nu e ușor. Și cu o prunci, mai pui și masă. <gângângângâng> nu e ușor. Dar ce e ușor, nici nu e nu răspătit. Numai ce e greu să răspătești. Să le Frate chestia, dar cum, îmi, cum îmi găsesc chemarea? Cum îmi găsesc slujba? Vezi nevoia și vezi darul care îl ai. Darul care îl ai, poate acoperi nevoia. Înseamnă că să-i găsit chemarea. Îmi place să vorbesc de oameni pe care îi cunosc personal și de minunile pe care le-am văzut cu ochii mei. Și o să închei predica din seara asta spunându-vă că tot în 2013, când am ajuns la Deva, am văzut o femeie la care îi curgeau ochii bolnavă. Noi, noi, nu facem botezul la copiii mici, îi lăsăm pe ei să lagă când dezmari, dar în schimb îi ducem la păstor și păstorul ia în brațe la șase săptămâni, la opt săptămâni, depinde de caz, și se roagă pentru ei. Și asta noi numim binecuvântare. A făcut și Domnul Iisus lucrul ăsta. Și am văzut că sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil din de biserica noastră, venea cu o plasă cadou. se apropia și spunea către părința asta e numele Domnului pentru copil și pentru voi. Eu m-am întrebat ce cadou poate face o femeie bolnavă. Mă, un patron înțelege că face cadou. Că poate are de unde să facă. Sau cineva care... Dar o femeie bolnavă, ce cadou poate să facă? Bun, altă întrebare. Ce datorie are să facă cadou ăsta la fiecare copil din biserica noastră? Că nu-s nepoță e. Alții nu fac la nepoți. Unii nu fac la nepoți, alții fac și la străini. <laughs> Știți? În 2015 s-a născut Ianis, băiatul nostru care are 9 ani acum. M-am dus la binecuvântare exact cu gândul ăsta. Vreau să văd ce cadou îmi face Sorena. Ce cadou îmi poate să-mi fac o femeie în vârstă, o femeie bolnavă? Ce pot să pun în plasa aia? Când am ajuns acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut -o a fost a ei costumaș făcut manual, tricotat manual din lână, din cap până în picioare, cu botoșei, cu căciuliță, cu mânuși. Ultimul mesaj care l-am pe telefonul ăsta de la sora Ioana e 3 decembrie 2022. Frate pastor, am înțeles că mâine iarăs binecuvântare. Cât o să fie? Cine o să fie? Zic al șaptelea copil la meu și o fată a treia dintr-o familie. Mulțumesc, dar ce știu ce am de făcut. Avea și legată. Tot timpul avea două, trei făcute în plus. O mărz, l pachetat, pachetat. Iertați-mă, eu o recunosc. Eu mie nu mi e greu să mă recunosc. Nu e așa că atunci când ne obișnuim cu binele, nu mai prețuim prea mult. Prima dată ni se pare, wow! O vine ziua de duminică și au venit neamurile, prietenii, acolo în față și au venit și sora Ioana. Era atât mai greu. Zic, sora Ioana, lăsați acolo, jos, că îl iau eu, zic. Parcă, parcă m-ar fi deranjat dacă venea până în față. Au pus ca două jos, părându un neam eu cu soția și cu pruncii și sunt întors și au plecat. N-am avut de unde să știu că ăla avea să fie ultimul cadou pe care sora Ioana l-a făcut în timpul vieții ei. După câteva săptămâni am văzut că locul ei era gol. Stătea pe al patrulea rând pe margine. Că ieșa de multe ori la baie să se spele pe ochi. Și am zis, frate Cornel, frate păstor, zic, unde e sora Ioana? Și aici am un gând pentru voi. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. Zic, unde e sora Și au zis, e la spital. Nu au zis, zice, că e tă mai rău. După câteva săptămâni au ajuns la ATI și încă după câteva zile au închis ochii. Am predicat la mormântarea ei. Undeva în stânga niște familii plângeau, că plângeam și eu în față. Și eu și ele aveam costumanșele și ei acasă. Sora Ioana nu a putut să predice. Că Dumnezeu nici nu a chemat, a chemat bărbați la predică, femeile cu faptă. Și de multe ori ce predică o femeie cu faptă are mai mare impact decât ce spune un bărbat cu vorba. Sora Ioana nu a putut să cânte în cor, că îi curgeau ochii și nu vedea partitura. Dar sora Ioana a avut gândul unei albine. Știți care e gândul unei albine? Să lași ceva după mine, ceva dulce. O albine trăiește 45, maxim, maxim 60 de zile lingurița aia de miere care am pus-o eu azi dimineață la cappuccino și voi la ceai sau la cappuccino, lingurița de miere, e toată mierea care face o albină într-o viață. O albină are gândul ăsta. Nu contează cât trăiești, contează ce lași în urmă. Și sora Ioana o avut gândul ăsta. Eu o să plec. Dam ocazia să îmbrac câțiva copiii din biserica asta. Iubiții mei, vreau să închei mesajul meu simplu, modest, spunându-vă că oamenii la mormântarea noastră nu o să zică, bă, ce X6 avea, ce BMW și-o tras, ce casă să ce... Nu. Oamenii nu o să fie marcați de ce ai făcut tu pentru tine, o să fie marcați de ce ai făcut tu pentru ei. O să te rog în seara asta, găsește-ți o biserică și găsește-ți o slujbă. Cu așa mare entuziasm vin oamenii care slujesc pentru că Pavel avea să spună mai târziu: E mai fericit să dai decât să primești. Parcă primirea te umilește uneori. Bă, zic. dar întotdeauna a da te face bucuros. Nu vă opriți numai la botez, nu vă opriți numai, mă mă duc să văd cine vine în seara asta. Nu, nu, nu. Fii, fii un mădular, nu doar un membru. Eu n-am niciun os în corpul ăsta și n-am nici o venă și nu am niciun nimic care să nu facă ceva. Toate fac ceva. Și dacă nu faci ceva, s-ar putea să nu fii în biserică. Iubiții mei, o zis Domnul Iisus Hristos pentru un pahar de apă care îl dau în numele Lui. El deschide contabilitatea în cer și notează și spune Biblia că vom primi răsplat. Pentru următoarele miliarde de ani de răspătiri, nu merită să ne punem la dispoziția Domnului și să lucrăm pentru El? Imaginați-vă ce ar fi 200 de oameni, 250 de oameni, mâine toată lumea să viziteze spitalele. <laughs> Imaginați-vă ce ar fi toți oamenii ăștia, hai, să fac, hai toți aceia care fac sală, de mâine să zic că nu mai fac sală, crab lemne la o cei în vârstă. vă dați seama ce ar fi. <laughs> ca și mulți ca și răsplată. imaginați -mă. Să ne punem. Ateul trăiește numai pentru el. Creștinul trăiește pentru aproapele lui. Iubiții mei, eu v-am putut predica acum că toți sunt tui, Și acum vezi mere la masă. Dar eu dacă mă duc la un om flământ și predic, el nu mă ascultă. Dar în timp ce mănâncă sandwich care el fac, pot să-i predic, mă ascultă. Vezi care sunt nevoile pentru că spunea Iisus, dă acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci ce un cer în veci de veci, nu-i va mai fi foame. dă acum cât e bolnav, cât e ars ca vrejul, căci ce un cer în veci de veci, nu mai ai prilej. O să vă rog să vă ridicați în picioare. O să închidem toți ochii, o să ne rugăm toți după predica asta să luăm decizii noi, dar vreau un timp ce ținem ochii închiși. Dacă este cineva care în urmă aceste acestei predici, poate prima dată aici, poate a doua oară, a cincea oară, vrea să se pocăiască. Să creadă în jertfa lui Iisus, să fie iertat de păcate și să trăiască o viață nouă de astăzi. În timp ce noi ținem ochii închiși, eu ține ochii deschiși. Fă-mi un semn cu mâna acolo unde ești. Vreau să mă rog pentru tine. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze și acolo și dincolo. Domnul să vă binecuvinteze. Văd mai multe mai ridicate. Doamne, lucrează în seara aceasta. Vreau să închidem cu toți ochii, să ne rugăm. Și Dumnezeu să ne asculte, amin. Tatăl Sfânt care ești în cerul.